În această seară, Dani și Diana au transmis un mesaj pe antena Play, mulțumind tuturor grupurilor și persoanelor care nu fac parte din grupuri, dar îi susțin pentru faptul că votează și spunea Diana că nu trebuie să verbalizeze. Cu siguranță ei știu ce își dorește ea cu adevărat. Dani spunea că mai e puțin până pe 10 iunie și după o să scape, iar Diana a completat că până pe 10 vor fi împreună acolo în casă. E clar că își dorește să rămână, doar că nu vrea să dea satisfacție celorlalți să se plângă sau să roage pe la cameră. Le spunea susținătorilor că ei știu cel mai bine cum să lupte și ce să voteze, că au văzut că sunt alături de ei necondiționat de fiecare dată și Dani la un moment dat a făcut o glumă și a zis că e puțin geloasă Diana că nu mai este în top și... Dani da și a adus aminte din nou de faza aceea când nu l-a felicitat. Ea s-a uitat la el și a zis să, înceteze cu astea, ce cu vorbele astea.